Acum câteva luni am luat Toyota Corolla Cross și am făcut o prezentare la prietenii noștri de la Odorheiu Secuiesc. Acum am luat mașina din București, suntem gata să mergem cu ea mai mult. Vedem probă de consum, vedem cum se simte mașina, cum merg sistemele de asistență și evident fiind în Craiova, în spatele camerei se află nimeni altul decât domnul Automaster Chef by Mihai Popescu. Dar înainte de toate, intrați pe linkul din descriere pentru că aveți 20% reducere la Car Vertical dacă vă uitați la mașini cu Luci Popa. Dacă vreți să-ți cumperi o mașină rulată, ideal ar fi să o duci la un service, la un mecanic sau la o reprezentanță. Dar dacă nu poți să faci acest lucru și iei mașina din țările străine, atunci poate te ajută un raport Car Vertical. Așa îți dai seama dacă mașina a fost furată, dacă are kilometri dați înapoi, dacă a fost lovită, inundată de America, dacă e mătrășită la kilometraj sau dacă... Nu știu, s-a ascultat manele în ea. Așa că, 20% Car Vertical, mulțumim că sponsorizează canalul o dată pe săptămână. V-am pupat! Gata! Camera! Domnul Mihai, ia uite! Domnul Popa, mă bucur că ai revenit! Ți-am adus o mașinuță japoneză, hibriduță. Fii atent aici! Automată, 4x4. Ce consum crezi că am avut de la București până aici? Pe computerul de bord sau în realitate? Băi, eu cred că și în realitate, pentru că n-a scăzut benzina din rezervor așa mult. Hai să spun. Am ieșit din București, am făcut ieri 60 de kilometri cu ea prin București, 5.2. Am venit de la București la Craiova cu 5.5 și am venit de la mine de acasă din Craiova până aici cu 4.0. Păi de capul meu. Și cred că o să plecăm cu 3.0. Nu știu, vedem. Consumuri destul de bune. Într-adevăr, pe autostradă dacă îi dai consumă 7-7.5, adică nu se apropie de eficiența unui diesel, dar la drumuri naționale și oraș nu cred că e ceva care să o poată... E 2000 aspirat de câți cai? Toată puterea e 197 de cai putere, dar benzina are 152. Da, oricum, Toyota se știe că sunt pionierii acestor sisteme hibrid pe care continuă să meargă cu ele. Abia acum au venit și cu o mașină electrică. Integral electrică. Da, Toyota nu merge pe principiu electric, e viitorul în orb, așa. Ca idee, eu am mai făcut un clip cu mașina asta, orice informație pe care nu o spunem astăzi o aveți în clipul acela. Da, e deja vizualizat clipul, se găsește mașina cu Luci Popa, e o Corolla Cross neagră, asta e exclusiv 4x4, aia e Dynamic 4x2, mai vedeți câteva diferențe între ele dacă vreți să vedeți, dar ăsta este un clip mai light, mai lejer, mai așa, prietenește să spunem așa. Deci mai full de atâta nu poate să fie, e exclusiv 4x4. Cam tot ce se poate pune pe ea. Da, 44.000, 41.000 cu Rabla. Da, 41.000, adică dacă configurezi, și eu mai spun asta, dacă configurezi un Golf full de 1.0 cu toate dotările, e 41.000. Tot atât ajunge. Tot atât, da. Ce vreau să te întreb, și preț de bază, preț de pornire? Preț de pornire este 36.000, deci 33.000 cu Rabla. Și vine destul de dotată, așa cum am prezentat și eu în celălalt clip al meu. Acum, stai puțin. Bănuiesc că toate sunt hibrid. Toate. O singur motor și 3 echipări, 4x4. Sau nu, cam atâta poți să pui pe ea. Nu e o mașină urâtă, să știi. Adică una din Toyota-le astea noi, frumușică, să zicem. Da, pentru că mie mi se pare că nu intră în limbajul de design Toyota. De exemplu, e Corolla Cross, dar nu seamănă a Corolla. Și nu seamănă nici a RAV4, nu seamănă nici a CHR, nu seamănă nici a Yaris Cross, nici a Aygo Cross. Are propria sa identitate. Dacă te uiți la ea, aproape că i-ai dat alt nume decât Toyota. Hai să ne jucăm la lumini puțin. Hai, bagă toate luminile. Dă-i și o semnalizare, dă-i și o ceață. Imediat. Și pentru doritori o să arăt eu seara cum merg farurile și cum merg sistemele de asistență, că o să mai fac un update. Bun. Acum suntem în drum spre București. 5.2 consum de când am plecat din Craiova. Ne-am oprit în spatele unui Logan. Se vede? Se vede? Să testăm. Apropo, așa se văd farurile. Faza lungă o să o arăt un pic mai târziu, că nu pot să-i dau flash-uri la domnul cu Loganul. Și acum hai să ne întoarcem, da? Pilot automat adaptiv, cu distanță, unul dintre cele mai bune pe care le-am condus până acum. Ia să vedem. Deci, mâna pe volan, acum las singur să-și facă treaba, LTA în curând indisponibil, preluați volanul, bipăie, să vedem ce se întâmplă, funcționare fără șofer, țineți volanul, eu am mâna pregătită, da? Volanul e rezistiv, nu e capacitiv, deci pot să țin mâna pe el să nu se întâmple nimic, trebuie să-i dau un imbold. Țineți volanul, se va... Gata. Și se dezactivează sistemul. Îi dăm resume frumos și dacă
îi dai rez după ce l-ai activat, resume sau butonul de minus și ți-ai apăsat pe el, te duce la viteza legală. Blind spot-ul merge bine și cam așa merge sistemul. Nu merge dacă nu te afli în D. În braking, în frână de motor, nu merge acest sistem. Și se vede frumos bordul acolo cum ne arată fluxul de energie. Acum motorul termic se ocupă de roți, de roțile față, de propulsie și încarcă și bateria, dar în funcție de ce nevoie are mașina, se adaptează în mod constant. Ecranul are rezoluție bună, Apple CarPlay are rezoluție bună, nu am nicio problemă cu aceste ecrane. Deci 5,2 și probabil cu consumul ăsta o să mă întorc înapoi la București. Imediat după ce închid, o să depășesc și Logan. Doar o să merg așa încet pe autostradă. Dar virează bine. Ce am mai observat, dacă ai un viraj tu vrei să-l iei cu 100 și e destul de strâns, mașina vrea să-l ia cu 80 și va încetini și e neplăcută senzația să frânezi inutil, să consumi carburant. Degeaba după aia să accelerezi. Deci pe viraje, dacă vrei să mergi tare, mai bine îl dezactivezi, îl reactivezi după. Dacă nu te deranjează să încetinească, atunci foarte bine. E un sistem sigur, merge pe siguranță, nu pe altceva. Bun, și acum am terminat drumul. 5.3 e consumul Craiova-București. Nu e rău deloc. Și acum, fază scurtă, hai să vedem. Avem cornering static? N-avem cornering static. Avem cornering? N-avem cornering. Se vede zona asta de penumbră pe care LED-urile o formează atunci când luminează ceva în apropiere. Fază scurtă, bate bine, fază lungă, bate bine. Nu prea am ce să-i reproșez în ceea ce privește calitatea luminii, intensitatea, zonele în care luminează. Sunt niște faruri bune de la A la Z. Acum cred că mai trebuie să arătăm și farurile și stopurile, cum se văd noaptea. Întâi stopurile. Se văd stopurile frumos. Cam așa arată. Drăguță lumina. Și acum hai în față. Și cam așa se vede din față cu luminile, cu semnalizările dinamice. Fază scurtă, fază lungă și farurile de ceață. Cam așa. Corolla Cross. Și-a și pornit, că e pornită. Hai să vă mai arăt și camerele. Deci v-am arătat unghiurile de cameră. Dacă poți să te duci aici frumos să vezi. Da, poți să mai dai și pe camera asta și să ai mai multe unghiuri. Dacă chiar ești interesat, îți scrie verificați împrejurimile și dacă ești foarte aproape de ceva și vede că nu te oprezi, zice frânare, frânare. Deci mașina îți și spune. Foarte mișto. Deci semnalizări dinamice, ceață LED, lumini de zi cu LED, faruri LED cu lupă și ceață LED. Da, protecții de plastic, aici avem ceva care nu e piano black, e ceva gri metalizat, să aibă un contrast. Elemente de plastic negru, RAV4 are acele pasaje de roți pătrate, astea nu le are nici pătrate, nici rotunde, sunt un pic mai soft așa, nu e la nivel de RAV4. RAV4 s-a scumpit, s-a mărit, a devenit o mașină de clasă medie și atunci în clasa compactă trebuia să pună ceva în genul ăsta. Păi și stopurile nu le arătăm. Oh. Oh. Yeah. Frână, semnalizare, ceață cu LED, totul LED, mai puțin marșarierul și semnalizările, care sunt cu bec incandescent. Dacă vrei versiunea cu tracțiune față, atunci ai punte, dacă vrei versiunea cu tracțiune integrală, ai independentă. Asta spre deosebire de Corolla sau de CHR, care indiferent de motor sau tracțiune au independentă pe spate. Deci a trebuit să mai reducă un pic din costuri. Ia zi, ce poți să-mi spui despre mașina asta? Știi că vreau să, la tine pe canal sau pe alte canale, așa, să mă abțin așa puțin, să nu fiu atât de critic. Da. Mă așteptam la un preț de bază mai mic. Da, da, gândește că are 200 de cai. Compară-o cu Tiguan de 200 de cai. Compară-o cu orice altă mașină din clasa asta cu 200 de cai. Prețul de bază, da, putea fi mai mic dacă puneam motorul de 1.8 sau dacă puneam o benzinară. Dacă ții mai mic, de... adică da, o cilindrie mai mică, dar n-au și 1.5. Nu, pe asta nu. Doar 2.0. Pentru că trebuie să o... Toată lumea zice că, sau mă rog, toată lumea, există conversația asta cum că ar fi prețul de bază mare, dar are 200 de cai, compară cu alte mașini de 200 de cai. Adică du-te în Mazda CX-5, în sus. Da, cu 2.5 cu 192 de cai putere
și nici măcar nu e hibridă. Da, nu știu ce să zic. Și vine și dotată pentru banii ăștia, dar trebuie să țineți minte că mașina are 200 de cai putere și e, are prețul unei mașini de 200 de cai putere din clasa asta, de asta. Dar oricum, mașina se cumpără în draci. N-ai idee câtă lume dorește o mașină hibridă. Știi că Toyota în 2022 a devenit al doilea cel mai mare, cel mai vândut producător în Europa, după Volkswagen. Pe oricum, toată viața au fost primii doi pe întreaga planetă. Am ambele pe întreaga planetă, dar în Europa, ambii Toyota vând, în creștere, Volkswagen în scădere. Ambii vând câte 10 milioane de exemplare. Da, și-au vândut. Însă, uite, ne îndreptăm spre o direcție a lumii auto, care mie nu-mi place. Inclusiv la un producător cum este Toyota. Și când o să prind și eu o astfel de mașină pe canalul meu, așa, atunci o să intru în mai multe detalii. Dar acum, pentru că este, ai onoarea și plăcerea de a-mi aduce această mașină, o să tac. Corolla Cross are câteva detalii, așa, detalii ascunse, pe care nu le-am observat când am prezentat prima dată mașina, că eram pe fugă. Uite, Corolla Cross aici și este o Corolla, deci două roți, Corolla Cross. Așa e designul făcut. Da. Asta chiar nu le-am observat prima dată. Și pentru că e o platformă de Corolla, se observă că motorul e pus jos și restul caroseriei e construită în jurul motorului, în jurul faptului că e ridicat. Așa e și la Puma aia de acolo. Bun, deci mașina e construită în jurul platformei TNGA-C de clasă compactă și se vede că e o Corolla la bază. Știi? E o Corolla la bază pentru că restul mașinii e construită, uite, așa, e ridicată. Și se vede, uite, punctul de prindere al capotei la fel tot jos este. Am zis, și la Puma aia e la fel. Da. Uite, apropo despre fiabilitatea Toyota, observăm că mașina asta are în continuare, pe majoritatea traseelor de răcire, coliere metalice. Nu are prinderi, clipsuri de plastic. De plastic, da. Pentru că un astfel de device îl poți, de exemplu acest furtun, dacă ai nevoie să-l înlocuiești, îl poți înlocui cu un simplu clește patent oriunde în lume. Da. Șuruburi peste tot, absolut peste tot. Observi foarte puține chestii de plastic. Uh-huh. Adică aici se vede, din lucrurile astea se înțelege și se vede fiabilitatea Toyota. Dar, în 2023, și când tu vrei să intri și să vinzi pe piața din Europa, trebuie să fii un pic mai mult în jurul omului. Lucruri care la Toyota... Care sunt? La ce te referi? Îmi dă sentimentul ăla că este făcută doar să meargă. Să meargă fără oprire. Da, da, trăim în Europa. Mă interesează cum merg în ea, mă interesează cum mă face să mă simt. Nu vreau să mă facă să mă simt ca un supercar, dar măcar un pic acolo, știi? Să știi că e plăcută la, e plăcută la condus. Confortabilă, silențioasă și, mă rog, o să vedem cu transmisia asta. E CVT, da, cu angrenaje planetare, cu două motoare electrice, trei, dacă este să ne referim la motorul de pe puntea spate, care e doar electric. Ce mă, că nu sună tang-tang, ci sună țac-țac. Fordul făcut la Craiova sună mai bine, să știi. A, nu asta contează. Nu fi rău. Nu, este făcută să meargă. Și ce, se vede, deci, pe ansamblu este făcută, bă, vreau să funcționeze. Atât. Restul, sunt acolo, ai de toate, ai dotări, ai tot ce trebuie, dar nu le ai în jurul omului. Eu zic la că... Eu încă n-am întâlnit niciun model al Toyotei, așa, care să le aibă în jurul omului. Mazda, Kia, Hyundai, aici pulsează. Mazda vine cu materiale foarte bune, dar tot nu are ergonomie. Singurii care au ergonomie sunt Kia, Hyundai, dar au plastic, știi? La astea noi au pus și ergonomie. O să vedem. Scaunul pentru cine e pus? Pentru mine, să zicem. Stai să mai mă uit, urc o dată, că am umblat atunci la faruri, să vedem. Ia, uite-te, vină încoace. Da. E ok. Hai, cred că merge chiar un pic mai în față. Asta. Să știi că dacă n-ar fi făcut mașini pentru oameni, dacă nici Toyota nu știe să facă mașini, nu s-ar fi vândut atât de bine la nivel global. Ok, soluția asta hibridă, ei au fost printre primii. Ce? Dă cu ușa acum. Păi... Nu da cu ușa că vezi doza. Păi nu, că scrie aici. Sticle, nu pahare. Păi e ilogic, Luci. Doar pentru sticle. Păi, păi da, e asta, ilogic. Asta mulți, și Suzuki are asta, și Hyundai Kia are asta. Toți producătorii acum. Păi, deci, pentru ce să faci așa ceva? Pentru băuturile la interior, într-adevăr. Da, avem, păi, boxele JBL aici, nu avem buzunar. Încă o chestie. Vorbim de un producător care face lucruri eco-friendly. Doza este reciclabilă. Sticla de plastic poate fi mai puțin reciclabilă. Mă înțelegi? Asta de metal, dacă ajunge în natură, nu face nimic. Dar aia de plastic face. Să mor și în spate, bănesc. Urcă-te și în spate. Ce vreau eu să spun este că clienții asta vor. Sau, mă rog, clienții asta vor. Dacă și Hyundai Kia și...
Toyota și Suzuki, toți fac același tip de suport de pahar, știi? Decupat în ușă frumos aici, se vede clar că e pentru o sticlă, vezi? Cu dopul ei, cu dopul și cu gâtul sticlei. Da, într-adevăr, la Toyota am văzut la mai multe modele faptul că nu avem buzunare aici în spate. Dar... Oricum, spațiul este și aceeași chestie care au păstrat-o și au luat la multe ori. Scaune de calitate și banchetă de calitate. Da. Ia stai, lasă-mă să închid puțin ușa. Am fost... Și e loc, nu pot să zic. Pentru clasa din care face parte, eu am loc în spatele ei. E hivaranta cu trapă. Hivaranta cu trapă care mai mănâncă un pic din spațiu pentru... Nu e, deci ai... Bine, aici numai dacă stai așa mega înțepenit cumva să dai cu cap. Bine, plafon panoramic. Nu ai probleme la spațiu, scaunele au fost confortabile, am mers fără oprire de la București la Craiova, nu am simțit nicio problemă. Încălzite, cu suport lateral, electrice la șofer, nu... Toyota știe să facă scaune, mereu au știut să facă și volanul, e bun, e subțirel și pielea e de calitate pe volan, are decupaje, îmi place că n-are padele cum, are Corolla, dar pentru că sincer sunt inutile. Sistemul ăsta Power Split de la Toyota n-are nevoie de padele. Doar un motor electric angrenează roțile spate. Sistemul de tracțiune integrală nu este deloc mecanic. Da, portbagaj 487 de litri. Dacă ai kit de pană cum ai aici și ai 440 dacă ai roate de rezervă. Sistemul de sonorizare JBL care e bun și aici avem cârlige pentru maximum 2 kg. Însă da, ăsta e kitul de pană, portbagajul mai mare. Mai avem încă mai erau easter eggs din alea cu Corolla Cross, dar uite, de exemplu, eu la portbagajul ăsta aș vrea așa un lucru. Ori îl faci tot de plastic, ori îl faci tot de mochetă. Pentru că sunt mașini, gen modele Nissan, care au portbagajul de plastic. Da. La prima vedere zici, domnule, e o ieftinătură. Nu. Pentru că există un om care chiar merge în natură, chiar transportă animale și un portbagaj de plastic e foarte ușor de curățat. Da. Și este un criteriu pentru care unii oameni pot să-și cumpere o mașină. Bă, da. Eu am doi câini, îi plimb cu mașina. Ăla de plastic îl spăl cu cârpa. Asta, combinația asta de mochetă jos, plastic pe lateral, e nici așa, nici așa, știi? Adică trebuie să-ți cumperi o husă de portbagaj. Asta am văzut. Mulți proprietari de SUV își cumpără totuși mochete, știi? O chestie, mochetă pe spatele scaunului, arată bine, dar aia chiar e inutil pusă. Nu e inutilă, pentru că se rabatează banchetele, hai să-ți arăt. A, și ai mochetă tot, și da. Și ai mochetă tot, da. Stai că pe partea e altă. Și ai mochetă pe tot, scrie și Toyota aici. Bă, dar unde era, mă, easter egg-ul? Uite, mă, aici, Corolla Cross, încă o dată, și mai e pus într-un loc, pe undeva pe aici. Hai să vezi la Prius câte chestii ascunse sunt. Uite, Corolla Cross aici și rabatezi bancheta. Da. Nu este podea 100% plană, dar ai aici un prag, știi, prin care poți să mai pui obiecte. Dar când pui bancheta la loc și ea se ridică ușor, centura are locul ei. Hai să arătăm și cele două suporturi de pahare și două USB-C-uri în spate. Foarte bine. Interesant este că mașina are USB-A în față și USB-C-uri în spate. Serios? Da. Ford mai face chestii de genul ăsta, pune și USB-A și USB-C. Și Toyotele noi, gen Priusul nou, are numai USB-C-uri. Acum, da. Apropo, unde ai făcut? Tot în Anglia? Nu, asta e Japan. No. Jantele sunt Conti Winter Contact, da, pe 18-225-50. Nu mai țin minte cu ce anvelope venea în standard. Dar dacă vă uitați la clipul meu de dinainte, o să vedeți că... Ce? Da, e bine că poți să te uiți și tu pe clipul dinainte să... Păi da, nu țin bine, oricum așa are anvelope de iarnă, că suntem în sezonul de iarnă acum, adică e clar, da, că... Sunt 17 grade la Craiova, mie mi-e cald, deci în caz că nu m-ați văzut, eu sunt îmbrăcat în hanorac, da, nu, nici măcar n-am geaca pe mine și mi-e cald în ianuarie. Foarte mișto că ușile da, acoperă pragurile. Însă, fii atent ce am observat, da? Trebuie totuși, când vrei să speli, să cureți zona aia, vezi, eu am spălat mașina, dar n-am putut să curăț zona aia. Vezi? Trebuie dusă la spălătorie. Și spălată cu ușile deschise un pic, știi? Sau să ai o cârpă ștearsă, să ștergi. O cârpă, da. Dacă vrei să o speli doar la fise. Deci mașina asta e făcută exterior-interior de către mine toată. Și în afară de zonele alea am putut să o spăl foarte, foarte ușor. Da. O țeavă jos. Da. Mașina, na, are performanțe bune. Evident, nu o să aibă cuplul ăla de diesel așa, dar vitezometrul urcă. Urcă și nu vei avea probleme pe depășiri, pe reprize. Singura plângere pe care o au oamenii care nu au Toyota este că e ECVT-ul ăla care trează un pic motorul și îi deranjează. Dar asta e la orice CVT. Dar când te gândești câte se vând la nivel global cu sistemele astea, de ce să te plângi? Când vii cu
mașină cu SUV compact de 200 de cai cu consum de 5,5, parcă nu mai e. Keyless entry, dar nu mai are chestia pe care o avea Avensis-ul. Să dai drumul la ușă. Ea așa îți dă sentimentul că este un lucru solid făcut. Da. Adică nu e nimic pus în derâdere așa. Dar... Uite, moale, moale, tare acolo, moale aici. Buton pentru camere, parcare automată, fază lungă automată, portbagaj. Da. Și ai o podea adâncă. Adică, uite unde e pragul și uite unde e podeaua, știi? Destul de jos. Portbagajul tot la deget e. Bușonul la rezervă, capac. Bușonul, da. No diesel. Ar fi culme. No diesel, da. Și Toyota este printre singurii producători care face acum și mașini pe benzină, și diesel. Și electrice, și plug-in. Și hibride, și plug-in. Numai mild hybrid nu face. Pentru că soluția asta, dacă e să mă întreb pe mine, a fost una de compromis. Când ai modele hibride în gamă, nu mai pui mild hybrid. Oricum, simt. Este interesant interviul cu domnul Toyota. Toyota. Apărut de curând, în care omul spune clar că vor merge pe toate cele... pe toate planurile. Ceea ce mi se pare foarte corect, ceea ce ar trebui să facă toți. Vezi, a făcut Dan Cadar de la Zona IT un clip în care, bine, el nu era fan Tesla și a spus că s-ar putea ca Tesla să aibă soluția, să meargă într-o singură direcție, să meargă pe aia și 10, 20, 30 de ani de acum încolo să fie, să aibă succes și Toyota să meargă pe hidrogen, pe hibride, pe electrice, pe benzină, pe diesel, pe absolut toate tipurile și să piardă la un moment dat. Dar nu cred. Eu cred că Toyota este una dintre cele mai adaptabile branduri de pe pământ. Și cu fabrici pe toate continentele, except în cel înghețat. Păi, normal, unde se... Nu că mi-a spus mie cineva într-un comentariu, domne, vezi că în Antarctica n-a... În Antarctica n-a, da. Bine că are Ferrari fabrică în Antarctica și n-are Toyota, știi? Dar asta zic. Uite, Volkswagen, dacă este să mă întreb pe mine, a fost un pic reactiv la piața auto. A venit târziu cu electrice, nu zic că Toyota n-a venit târziu, dar a venit târziu, a trebuit să-și transfere o grămadă din resurse către gama electrică, poate au ieșit destul de repede, softurile n-au fost chiar gata, pe când Toyota, dacă este să scoată ceva, scoate deja copt, să zicem, un produs deja copt. Un ID.4 nu se simte la fel de copt, la fel de matur pe un DZ4. Din nou ce spuneai tu mai înainte, să nu uităm că Volkswagen are mașini mai scumpe. La orice, față de majoritatea concurenților lui, da. Sunt prețul de sus. Automat, prețul ăla de sus se va cunoaște undeva. Știi? Iar cum în prezent 95% din oameni, cred că chiar 99% își cumpără absolut orice în favoarea prețului, un preț mic tot timpul te va tenta, pentru că vei zice, domne, dau mai puțin, ceea ce este ok. Nici asta nu e ieftină, dar dacă pui un Tiguan, hai să zicem plug-in hybrid, da? Cred că nu este cu Tiguanul mașina asta, este cam cu... Nu, asta e cu Tiguanul. Păi și RAV4 cu cine este? RAV4 este cu Tiguan Allspace. Aoleu, da. Da. Oh, mă rog. Ei, asta versus un Tiguan, 200 de cai amândouă, fie diesel, fie plug-in hybrid, la dotările astea este mai scump Tiguanul. Clar, dar Tiguanul se duce la probabil la un 50.000. Exact, știi. Și chiar dacă, ți-am mai spus, prețul de bază e măricel la asta, îți oferă destule dotări. Dar să știi că dacă un producător care nu are așa mult succes în România, indiferent cine este, vrea să vină și să intre pe piață, eu zic că trebuie să vină cu prețul mic la modelul de bază, ca să ți-l cumpere flotele, să ți-l cumpere firmele de închirieri, că degeaba vine un cetățean care, fii sigur, care își permite să dea o sumă de peste 30.000 de euro pe mașină și permite și mai mult și mai puțin. Hai să, știi? Să spun o chestie. Eu aici aș jongla dacă aș fi în vânzări la branduri care vor să câștige piață. Mă, și eu aș face o versiune de bază, dar dacă ăla nu se cumpără, Loganul Kiel nu se mai cumpără, da? Nu se cumpără, se cumpără doar Loganul scump. Toyota CHR acum e 30.000 în versiunea de bază și e plină flota autonom, prietenii de la autonom, e plină flota de CHR-uri și lucrează foarte bine cu Toyota. Da, pentru că lumea vrea, când închiriază o mașină, să aibă consum mic și când zici, bă, am o hibridă, dă-o încoa, știi? Că și garanția mare și pe mulți kilometri care are, da. E important. 6 ani ori 30.000 vine 180.000, deci vine 30 și un pic de mii de kilometri pe mai an. Mai mult decât merg majoritatea românilor. Exact. Mai mult. Adică deja te duci în consumul de persoană juridică. Da. Cu peste 30.000 de kilometri pe an. Hai și la interior. Hai. Hai în față. Trebuie să conduc eu, nu? Da, și sper să nu mă trăznească. Nu te trăznește, mă. Uită-te ce nori sunt. O să vezi că o să-ți placă. Da, nu înțeleg de ce. Avem mochetă, priză de 12 volți, o cotieră moale, scaunele, am mai spus, bune, moi. Da, scaunele sunt chiar foarte bune. Spațiu interior decent.
pentru postul șoferului. Să umblă un pic la scaun, că am dat umblă, 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 că nu e o problemă. Dar ai un post de conducere la care stai mișto. Dacă și tu spui asta, înseamnă că așa trebuie să fie. Ce, mă? Place așa cum se mișcă. Place așa cum se mișcă. Da. Parcă meritam un pic mai multă calitate în plasticul din zonele de sus. În zonele de sus, aici în bord au pus plastic tare, aici au pus plastic moale, se vede moale, aici tare, aici un pic tare, dar asta e, astea sunt materiale de Toyota. Știu. Vrei să știi, e efectul Tesla. Chit că Toyota l-a făcut mai devreme, mai demult, știi? Tesla nu pune materiale bune, știu, ai văzut, bune. Că le-am văzut, că au probleme mari, și da. Chiar și da. De coroziune. Ei, la Toyota nu o să găsești un plastic din ăsta ieftin, care să sară, care să... Se miște. Da. Pe când la Tesla o să vezi. Avem sistemul meu. 13 ani de zile nu s-a mișcat un plastic. Aici scaune încălzite, volan încălzit USB, wireless charging, frână de parcare, auto hold, suporturi de pahare, piano black aici. La orice mașină ați avea cu piano black, aveți mare, mare grijă să nu dați cu cheile. Infotainment-ul este cel nou, soft în principiu același, diferă mărimile ecranelor în funcție de model. Adică Lexus are sistemul ăsta de infotainment, BZ4X are sistemul ăsta, noul Prius are. Da, numai Supra n-are sistemul ăsta, are sistem de BMW. Da. E un BMW, de fapt. E un BMW. JBL-ul se vede bine. Ia, piciorul pe frână și pornește motorul. Da. Și s-ar putea să trească să dăm pe mut. La Toyota... Da, dat eu înainte. La Toyota, ai dat-o, s-ar putea să fie cu volum. Că așa e la multe mașini. E bine. La Toyota, dacă apeși sau ți-a apăsat pe butonul de mode, este butonul de mut. Și nu multă lume știe chestia asta. Da. Pe Toyota, apasă acolo... am dat eu luminositatea la mine. Dă la maxim luminositatea. La maxim, da. Așa, display, răspunde bine, vezi? Îi dăm pe daytime dacă vrei. Așa, lasă-l așa pe daytime. Lasă-l așa. Și ce caut eu la majoritatea mașinilor? Limba română. Exact. Language and unit. Și mașina asta are limba română. Română, are. Dar Ford-ul făcut la Craiova. Ford-ul făcut la Craiova nu are. Da. Vocea nu este disponibilă, adică nu ai comenzi vocale, știi? Da, nu trebuie, lasă, dar măcar, uite, e un ecran. Bun, au evoluat, da. Sunt cu tot o altă generație față altă de... generație și îmi place că răspunde bine, adică, vezi, ia hai să vedem, info călătorie, da? Istoric. Deci ăsta este de când am resetat eu consumul, de când am luat mașina. La Toyota ai tripul mediu, îl resetezi, tripul celălalt se resetează automat când pleci de pe loc, știi? Mm-hmm. Da. Hai să ne plimbăm cu ea. 0.0, cel mai bun consum anterior, de cine avea, cine avea a mers... Cred că merge acum. Ea merge, da. Sistemul de infotainment e pus în linia vizuală. Asta îmi place. Bun. Medie totală, 5,3. Nu reseta. Dacă... Nu resetez nimic. Trebuie că vreau să umblu pe aici doar. Așa. Viteza da. Medie. Deci lăsăm așa și pe călătoria noastră. Pe călătoria noastră, în momentul în care pornești mașina, se resetează. Și după aceea când oprești mașina, îți arată. Mm-hmm. Deci nu trebuie să resetezi tu ceva. Chiar caut să o pornesc. Iar caut să o pornești. Mișto vizibilitatea. Oglinzile puse cum trebuie, dar și cam mari. Prea mari pentru no. gabarit. Bine, e ok să ai oglinzi mari, pentru că sunt mega utile, dar parcă sunt prea mari astea. La Toyota știe că publicul folosește mașina în, da, da, în oraș, în aglomerații, merg foarte multe doamne, modele, domnișoare cu mașini ca asta. Da, modele precum Yaris sau oglinzile mici, dau un exemplu, știi, adică... Da, butoane fizice pentru climatizare și nu prea ai ce să... Ergonomice, destul de... și puse la îndemână. Da, te obișnuiești, le înveți repede, știi? Ăstea nu-mi plac, ăstea, adică... Da, dar nu o să stice niciodată butonul ăsta. Știu că nu o să stice niciodată, dar mai mergea unul de ăsta mic aici, știi? Da. E stilul Toyota, da, nu, japonezii sunt japonezi. Și cabina față de alte modele e aerisită, mai ales cu plafonul ăsta panoramic, suprafață vitrată destul de mare, intră multă lumină în mașină. Și eu am văzut asta în zilele în care am mers cu ea. Modul de condus? Acolo, drive mode. Normal. Power, eco, normal. Și EV modul? EV modul, poți să-i dai pe EV în funcție de câtă baterie are, mm-hmm, la momentul respectiv, dacă vrei chestia asta. Păi o să facem așa, mergem la dus pe normal. Așa? Și la întoarcere încercăm pe EV mod, să vedem cât de... Păi, nu prea... Adică s-ar putea să ai, dacă e... Hai să vedem. Chiar sunt curios. La vale, când regenerează, atunci... Păi noi coborăm, vom coborâ dealul. Vom coborâ acolo pe EV mode, o să exact ne ținem mult. Zic. Da. Și chiar dacă ești pe normal, pe eco, pe sport, e interesant. Ai drive și braking. Braking care e frână de motor și care și suplimentează frânarea regenerativă. Ei, dacă ești pe
braking și ești pe EV mode, automat îți pornește motorul, îți dă frână de motor și tu tot pe EV mode ești, pentru că motorul nu consumă pic de combustibil. Tu poți să mergi cu motorul pornit folosind frână de motor, apoi pe EV mode, iar frână de motor, iar EV mode, iar frână de motor și motorul să nu consume gram de benzină. Uh-huh. Motor care oricum are randamentul de 41%, cel mai bun motor la acest capitol pe benzină. Așa, îmi place cum merge, te simți ok în ea, are un mers lin, nici tare, nici moale. Da, e lin. Răspunde bine la comenzi. Și cel mai mult îmi place vizibilitatea și scaunul. Da, scaunele sunt confortabile. Uite, ăsta e efectul ECVT. Dar și tu îi dai acum, adică trebuie spus că deja avem suta. Știi? Nu... E destul de rapidă, nu e lentă, dar nu. Trebuie să te obișnuiești cu zgomotele astea. 8.1 până la 100. Bun. Bun. Ceea ce e ok pentru o mașină de 1.700 tone, știi? 8.1 până la 100, reprizele sunt bune și poți să faci depășiri relaxate. Nu trebuie să-i dai plană, face și după aia depășești. Nu, poți să faci niște depășiri relativ bune, știi? Relativ bune cu sfert de pedală, jumate de pedală și să nu sară pistoanele prin motor, știi? Ciclul Atkinson, ele folosit și în serie și în paralel, alimentează roțile, alimentează roțile, învârte roțile, alimentează bateria, face multe motorul ăsta. Poate să fie și generator, poate să fie și motor de tracțiune. Motoare electrice, oricum, ele sunt magia acestei mașini. La urmă, vezi că eu tot timpul zic că trebuie să-i cumpere de la fiecare producător ce are el mai bun. Nu să cumpere de la unul care nu a dat eșecuri în trecut sau și de mai multe ori cu anumite tipuri de motorizare, să cumperi tot tipul ăla de motorizare. Iar eu pe producătorii care tot greșesc, nu înțeleg, bă, dacă nu știi, nu faci. Simplu. Da, dacă nu faci, devii irelevant, cum a devenit Nokia. Știi, păi Nokia n-a mai făcut nimic. Păi Nokia n-a mai făcut nimic, da, ei au zis cu Symbianul lor, cu butoane și a venit Apple cu telefonul fără butoane și i-a terminat în două. Știi? I-a băgat în faliment, așa, în 2 ani i-a băgat în faliment. Ei, acum toată lumea are hibride și în special plug-in hybrid. Nu sunt mulți producători care oferă modele full hybrid. Majoritatea sunt doar cu plug-in hybrid pentru că sunt mai ușor de făcut și emisiile de CO2 sunt mai mici. Și asta îi ajută pe ei la scăderea mediei de CO2. Dacă ar face hibride, Volkswagen, Mercedes, Audi, Land Rover, Jaguar, toți ăștia care fac multe plug-in hibride, dacă ar face numai plug-in, numai hibride normale, atunci media de CO2 a flotei n-ar scădea atât de mare la nivel european. Pe când Toyota, având numai hibride de la început, au media cum trebuie, acum au și plug-in, au și electrice. Zi, cum mergi pe ea? Bă, foarte responsiv, așa, știi? Și destul de plăcută pe virajele ăștia, dar nu-ți dă sentimentul ăla de mașină nesigură. Aha. Exceptând chestia asta, ECVT-ul, care ori îți place, ori n-ai ce face. Da. Dar pe total nu e o mașină rea. Nu. Nu e deloc o mașină rea. Eu asta încerc. Faptul că mie nu-mi plac sau că eu nu mi-aș cumpăra niciodată, asta nu înseamnă că este o mașină rea. Păi nu, hai să-ți povestesc. Sau hai să-ți spun. Ai un buget să faci o mașină, da? Investești mult în tehnologia hibridă, investești mult în scaune, investești mult în siguranță, în sisteme de asistență și o să arăt eu când plec înapoi la București cum merg sistemele de asistență și cum merg farurile și lași plasticele, că acum nu poți să spui că Volkswagen acum face plastice super bune pe, nu știu, T-Roc, T-Cross, T-Guan, altele, știi? Golf 8, nu mai au plasticele de altă dată. Ei, lași doar plasticele, scaunele sunt bune, de mers merge bine, consumul e mic, infotainmentul e bun, dar faptul că ai niște butoane care arată un pic mai vechiuțe și ai același sistem de climatizare cu fontul ăsta ceva mai vechiuț, asta nu... Sau faptul că n-ai semnalizări cu LED... Dinamice, dinamice pe față. A. Știi, semnalizări dinamice. Asta nu înseamnă că mașina nu e bună sau că nu e modernă. Uite, era 4 hibridul în față. Și nu-l putem prinde. Putem, da. Are și el tot 200 de cai. 200 de căluți. Asta a fost o mașină bună. Care? RAV4 ăsta. Uite, care avea materiale mai slabe decât Corolla asta. Știi? Și cu toate astea s-a vândut bine. Și RAV4 nou, care are materiale mai bune decât asta și mai bune decât aia,
RAV4 nou e cea mai vândută mașină din lume. Punct. Peste Corolla. Sunt curios în 2022 cum a fost, că în 2021 e cea mai vândută mașină din lume. Deci e clar că unde ceva Toyota face bine. Și totuși, când, care e primul cuvânt, da, care îți vine în minte când spui Volkswagen? Passat. Da, dar o calitate, un atribut. Consum mic. Consum mic, da? Da. Și atunci, care este primul cuvânt care îți vine în minte atunci când auzi Toyota? Land Cruiser. Da, și acum un atribut? O întâlnești pe toate continentele. O întâlnești pe toate continentele. Eu aș zice fiabilitate. Păi fiabilitatea ți-am spus din de unde vine, din lucrurile simple. Da. Din, în loc să aleagă o soluție complicată, alegi o soluție simplă. Nu care să, pună... fie, să poată fi servisată oriunde în lume. Știi? Aici este secretul acestei mărți. Ce crezi că e mai scump de făcut? Să pui scaunele încălzite la ecran, pe touch, sau să pui scaunele încălzite pe buton fizic care face click-clack? Pe buton. E mai scump. Click-clack. Uite ce click din ăsta bărbătesc care, știi? Adică nu e așa camerele. Acceptabile, spre bune. Da, 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 nu. A, stai, fii atent. S-a lucrat și aici, se vede. Că e... Uite, apeși pe asta, vezi? Se duce la fiecare colț. Ai zice că n-are. Dar nu multă lume știe chestia asta, că poți să faci la camera asta. Uh-huh. Știi? Așa. Indicațiile. Aici în față, dacă vrei. A, uite, și de sus. Uite, vezi? Da, mișto. Și de sus și vezi roțile unde sunt. Știi? Ceea ce mi se... Uite ce mișto. Da, virez stânga, se duce spre stânga, virez dreapta, se duce spre dreapta, știi? Îți arată și urmele, știi, roților. Bă, cât de tare. Bine că le-am arătat. Și după aia vine lumea, vine Gigel, care are Passat, te de aici și spune, nu, și, sau Peugeot 508 diesel și spune, da, bă, da, CVT-ul ăsta, știi, dacă turează dieselarul, traca, 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 brum, știi? Acolo nu e zgomotos motorul, știi, e doar la astea. Nu. Asta nu și e. Nu, și nu se înțelege că eu sunt fan diesel, adică nu. Nu e vorba de zgomot, e vorba de felul în care percep tu ca om zgomotul raportat la senzația de mișcare, știi? Da. Adică zgomotul ăsta se accentuează brutal oarecum odată cu accelerarea mașinii, știi? Da. Torpedou destul de mare. E amortizat. Nu e capitonat, nu e iluminat. Pentru un om normal nu e nevoie să-și cumpere mașina asta, nici 4x4, nici varianta asta de top, știi, cu JBL, cu trapă. Pentru un om normal e mai mult decât suficientă varianta de bază, care nu e o variantă de bază cheală, cum găsim la alți producători, gen jante de tablă și farul cu halogen și mai departe. Tot are LED-uri, tot piele pe volan, tot. Acum, na. Fiecare își cumpără ce își permite. Chiar când am luat mașina asta, am întâlnit cu un băiat pe care îl salut cu ocazia asta. A venit la mine să-mi spună că el și-a comandat fix mașina pe care am prezentat-o eu data trecută, adică un Dynamic, varianta de bază, varianta intermediară, dar cu tracțiune integrală, testat cu tracțiune față, știi? Fiecare om are nevoile sale, știi? E foarte important să ții ce mașină îți place și doar să te uiți pe YouTube sau să citești presa sau în emisiuni TV, dar să-ți alegi ce vrei tu, să te duci să le încerci pe toate, să tratezi, să negociezi un pic prețul și să faci cea mai bună afacere pentru tine. Da. În funcție de nivelul tău de câștig, de nivelul de trai, de zona unde locuiești și de mulți alți factori. Să știi că zona unde locuiești contează foarte mult dacă vrei să-ți alegi tracțiune integrală sau nu. Dar uite cum stă mașina asta pe viraje și avem 100. Știi? Și răspunde bine, direcția răspunde bine, suspensia e bună, e silențioasă suspensia când dai peste de nivelări, știi? Se aude un pic de zgomot de vânt la 100, un pic, dar mai puțin decât alți producători. Mai puțin, și o să mă duc eu, mâine mă duc și o testez și pe decibelmetru și vă promit că cândva anul ăsta o să updatez lista aia cu decibelmetri în funcție de mașină, să vedem ce și cum. Că n-am avut timp, sincer vă spun, n-am avut timp. Dar o să fac asta. O să-mi eliberez niște timp. Hai că stă bine. Da? Pedala de frână e un pic așa, un pic vagă, un pic, nu foarte. Știi? Necesită un pic de timp de obișnuință, mai ales că are și frânare regenerativă. Da, și iată ce un braking, să vezi. Ce păi nu trec acum în braking, că urmează să urcăm la ce rost are. Ca să vezi că, uite, tu acum când iei piciorul de pe accelerație, mașina e în modul EV și nu pornește motorul pentru frână, motorul termic pentru frână de motor. În braking pornește automat la fiecare. Și dacă vrei să nu pornească, să facă atunci iei tu piciorul de pe accelerație puțin.
Și atunci vei rămâne în modul ăsta de frânare regenerativă doar din motorul electric. Dacă aproape am încărcat bateria și sunt curios dacă ne va duce pe curent înapoi. L-a dus sau l-a întors? L-a întors. Pe până, sud, până ajungem la locul de întoarcere, îți va încărca complet, mai o linie. Până ajungem la locul de întoarcere, o să se mai golească din baterie. Păi de ce să se golească? Că aici pe oricare... Aici pe oricare va folosi cuplu electric. Hai zici? Să vedem. Da, eu cred că nu. Eu așa zic. Dar adevărat, dacă mergi turat cu ea, bateria va fi mereu încărcată. Dar dacă mergi liniștit cu ea, va fi undeva, o va menține undeva între 3 sferturi și jumătate. Mereu să aibă o marjă acolo, știi? În caz de ai nevoie de resurse. Totodată trag mersul cu spatele doar electric, evident. Serios? Da, motorul termic pornește pe post de generator, dar nu poți să mergi cu spatele din termic. Da. La fel, în tabloul de bord acolo, uite, se vede, rămâi așa, cum la roți se duce doar curent. Portocaliu înseamnă curent, albastru înseamnă regenerare, roșu înseamnă termic. Aha. Uite, și acum mergi doar pe electric, acum vine termicul un ajutor, acum e doar termic pe față și electric pe spate. Complicat, prea complicat. Regenerare. Acum, și contează foarte mult și stilul de mers la mașinile astea. Da. Cum o înveți, câtă experiență ai, pe ce trasee mergi. Mai e doar termic, încarcă bateria. Depinde, are multe, multe moduri. Foarte multe moduri are. Și vezi tu, la cât de ocupată e mașina să mute prin toate modurile astea, la tine e aproape imperceptibilă treaba. Ok, din când în când se mai oprește motorul, da? Aici se vede că Toyota asta face de 30 de ani. Da. Adică sincronizezi trecerea, tu nu vezi, tu trebuie să fii un foarte bun șofer, să o cunoști foarte bine mașina, să o simți, bă, uite ce face, uite ce nu face. Tu resetași consumul, mă? Am dat actualizarea acolo. De ce? Că mi-ai stricat tot consumul de pe plin. Ți-am zis că... Păi de capul meu. Păi am apăsat actualizare, n-am dat resetare. Da, asta înseamnă, actualizare înseamnă resetare. Ai resetat consumul. Păi am apăsat actualizare, să văd ce se întâmplă. Resetare de aici, din asta. Nu, e asta înseamnă. Ori de acolo, ori de acolo ai resetat consum. E o tragedie. Hai să evităm acest șanț. Da, că făcusem și eu consum din plin în plin. Păi la înapoi, uite. Păi nu, ăla era 5.3-ul, dar voiam să văd, știi, voiam să văd înapoi la București și cât îmi făcea, bine, tot am tripul și știu cât îmi face cu un plin, dar voiam și eu să văd. O să mergem și să vedem consumul, că tu ai resetat consumul în plină ascensiune, în plină blană, la urcare, știi? Și o să vedem la coborâre. Afară bate vântul, am impresia. Bate rău, da. Și uite, la viteză... Se mișcă copacii. De drum național. La viteză de drum național. Uite, a căzut stâlpul. Bine de tot, bate în România. Nu știu ce vânt a bătut pe aici. Nu, îți dai seama ce bine a fost montat. Că n-a bătut frunul la gan ceva. Da. În momentul în care o să ajungem între copaci, nu o să mai bată. E liniște, dar îmi place, da, că e liniște în ea, să știi. Este, da. Și cu acoperișul deschis. Da. Pe eco, pedala devine mai moale, pe sport devine mai responsivă, pe power. Ne întoarcem numai pe EV, să vedem cât mergem. Uite, a, dar nu s-a dus două linii, de ce? Da, pentru că nu mai mergi cu ea turat. Știi, mergi pe EV mode și după aia începe să... Adică va folosi cât va putea de mult. Am înțeles. Bun, de fiecare dată, de acolo înainte când filmăm și întoarcem aici, să băgăm cât mai în dreapta pentru testul ăsta de rasă de bracaj. Da. Știi? Că dacă nu te apropii suficient de... Eu mă apropii când... De parapet, pe urmă nu poți să zici, bă, mașina... Stai, treci-o pe EV-mă. Da. Apăs aici, da? Da, și treci-o și pe eco. Să fie și pe eco și pe EV mode. Hai să vedem. Bun. Și ai 312,5. Ce făcut și mă? Stai. Mod EV dezactivat, pedala de accelerație. Hai bă, da? Hai bă, că de-abia te-am ciupit, ce naiba. Gata, hai, ciupă mai puțin. 312,7, da? Hai să vedem. A, cât ne duce de aici? Da. Deci trebuie să... 312,8, hai să vedem. Doar să o ating, gata. Interval de până la 60 la oră, corect. Hai să mergem cu 60 la oră, așa.
Hai cu 60 la oră. 55. Asta e mod de oraș și na, în orice oraș. Hai că dacă ajungem până la coborâre acolo, de acolo deja se schimbă, se schimbă situația. Da. Mai țineți minte cât aveam consumul în urcare? Era 11 și ceva. Și acum noi vom demonstra cum mergi în oraș cu mașina asta dacă ai bateria încărcată. Ia uite cum scade. Și poți să mergi normal și să ai iară 60. Iară, da, 61. Poți să mergi normal și să ai media asta de consum tot timpul, sau poți să mergi tare, umpli bateria, mergi pe EV. Filmează și stâlpul aici. Bă, să nu-l iei. Nu-l iau, îți dai seama că-l voi evita. Deci deja mergem de 1.1 km și chiar sunt curios cât. Da, uite, interesant e că fibra optică nu s-a rupt. Da. Bă. Are o marjă fibra. Bă. Acum ea e tensionată pentru că a căzut ăla. Dar în mod normal ea nu e atât de tensionată, știi? Da, adică să fie fibra de rezistență era frumos să cadă tot stâlpii la tot rând, stâlpii, știi? Era deja wow. Știi ce nu înțeleg? Dacă mai este un rând de stâlpi de beton, de ce au mai pus și stâlpii ăștia de cablu? Ca să avem mai mulți stâlpi? Nu? Nu, probabil e altceva. Unii sunt... Păi nu... Asta e stâlp de telefonie și de internet, cred. Păi bun, și dacă tu ai stâlpia de curent? E periculos. Sau ce? E periculos să pui pe stâlpii de curent, e în altă tensiune acolo, nu poți să pui. Sau să mai pui stâlpi așa, în continuu, să ai stâlpi, 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 cât mai mulți stâlpi. Dar dacă tu ai făcut drumul ăsta și ai și cablurile astea optice, ai tras fibră, de ce nu ai tras-o pe balustrada asta sau pe undeva, prin șanț, pe un tub? Nu prin șanț, că vin șoareci și le mănâncă. A. Bun, dăm, suntem și pe B, nu? Nu, da, nu, pe B pornește motorul la asta. Dar... Bă, popa, bă, nu-mi plac, bă, mașinile ăștia, bă, adu, bă, mașină pe motorină, bă. Înțelegi? Nu, bă, e, de ce... Ascultă-mă, pe braking folosește frână de motor, da, dar ea nu mănâncă benzină, chiar dacă noi suntem pe EV. Așa. EV-ul se dezactivează, dar după aceea trece iar pe EV automat. Dacă iese din EV mode și rămâne pe EV. Uite că avem două moduri acolo, le fac eu zoom. Da? EV și EV mode. EV și EV mode, da, EV mode e EV mode și EV e când trece ea singură pe EV, știi? Sau merge pe EV, e simplu. Eu să nu depășesc 60. Păi de ce? Păi ieșim din EV mode. Aaa, chiar, da, așa e. Da. 315,2, deci de la 312,7 mergem tot pe electric și acum încarcă. Of. 315,3. Bă, da, uite că la vale se tot încarcă bateria, știi, adică... Căldura de asta de Toyota de 25 de grade. Păi, dar ce ai mai nevoie de 25 de grade, că eu transpir aici, că nu mai pot de cald? Da, sunt 19 grade. În zona asta deschisă se simte un pic răcoare. Se auzi 19 grade afară. La 19 grade, da, oamenii fac baie de 1 mai în apă rece. Și noi punem 25 de grade la climatizare. Tu vrei să mă coce? Eu sunt îmbrăcat în negru. Negru, negru, negru peste tot. Hai că da. Trebuie să începem să accelerăm. Rămâi pe EV mode. Rămâi pe EV mode. Nu, dar e un Duster în spate care ne vrea să ne depășească și n-are unde. Să ne depășească. Și cu numele de Vaslui, ce căută pe aici? Poate a cumpărat mașina din Vaslui. Deci ăla poți să-l numești Duster după o lună în Vaslui. Hai că ajungem la consum de 3%. Asta e ce trebuie. Da, 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 te rog. Dar nu mai depăși, adică... Păi nici nu acces, nici nimic, nu fac nimic. Da. Bonjur ăștia de la Vaslui, dar asta e. Păi nu, poți să mergi, adică o accelerează, dar nu accelera tare, mergi ușor. Știi, gândește-te că accelerezi ușor, doar pe EV, doar pe EV. Pe EV, pe EV. Sunt curios câți kilometri ne ține. Ne ține, mult și bine, că nu s-a mișcat nimic la baterie. Da, că tot încarcă. Adică noi acum chiar că mergem pe gratis. Că și încarcă bateria și mergem pe gratis. Așa, acum bagă curent din baterie la roți, motorul este... Cred că până ajunge, până când se descarcă bateria, scade temperatura la apă. Ăsta chiar că e testul suprem, bă. Adică tot 8 din 10 liniuțe la baterie avem. Deci nu vine să cred. Deci eu aș ști ce aș face cu mașina, să mă duce pe Transalpina. Da. Și aș coborâ. Da. Să văd până unde pot să cobor. Că vei face toată Transalpina, vei ajunge la Novaci. Da. Chiar treci de Novaci încoace, gratis. Dar problema este la urcare. Problema e la urcare, dar vezi, ori mergi tare, da, mai tare, dar vei încărca bateria. Pentru că nu vei folosi toate resursele motorului. Ba, niște.
mai merge mult și bine. Ascultă-mă, 36, hai că ajungem la 33 ajungem. Uite, deci 316, mergem deja de 4,2 km pe electric. 36, hai 33. Modi dezactivat, de ce? De ce? Nu știu. Indisponibil. Interval de viteză depășit. Ce? Care interval de viteză depășit? Ce am făcut? Păi nu, dar e încă pe EV. Vezi, n-a trecut. E modul EV. Stai, nu. E modul EV, dar ea a rămas pe curent. Modul EV s-a dezactivat, doar că ea merge pe curent în continuare. Interval de viteză depășit. Ce înseamnă chestia asta? Nici eu nu știu. Lasă așa, că ești încă pe curent. Nu, lasă așa, că ajung cu 3-3. Ești încă pe curent. Știu, și sunt în viteza regulamentară, sub viteza de oraș, 30-50 la oră. 47, da. Suntem în localitate. E bine. E bine. Hai. Hai mă, bagă-te, bă, hai Vaslui. Vaslui, du-te. Nu vrea. Îi place mașina. Uite, ăsta chiar că e test. Ah, perfect. Băi, ești nebun la cap. Sincer, nici eu n-aș fi crezut. Cred că a scoate chiar 3-2. De la 11. Atâta aveai la urcare. Dar uite cât curent mai e în baterie. De obicei pe la și... Pe da, la... deci nu s-a dus nici jumate din baterie. Băi, ai și regenerat mult. Ai și încărcat. Uite, era 4 în spate. 3-2, fii atent. Hai că am forțat trecerea ca să nu opresc. Da, bac. Ușor, accelerează ușor, accelerează. Nu, nu accelerezi deloc, lasă-mă. Accelerează ușor. Că mă învățai cu ea acum, ce să mai. Ajung la București cu 2%. Așa, hocă, tot pe EV o să mergem. Tot pe EV, da, accelerează ușor, atât tot. Păi asta vreau, lasă-mă. Te las, hai. Ha, ce tare. Măcar să ajungem în parcare, măcar. Ajungem, bă, ajungem, n-are cum să nu ajungă. Uite, 3-1, cred că ajungem cu minus. Aici, pe lângă biserică. Da, dacă vezi un... Vezi, era o ceremonie, o mormântare. Deci, dacă știi, nu vrei să deranjezi răposatul. Uite, un cetățean care merge mai economic decât noi. Da. Dacă merge mai economic decât noi. Păi iarba e gratis, fânul. Bine, fânul nu e chiar gratis. Da, Ferrari model 1914. Deci 318,5. Noi mergem deja de aproape 6 km. Nu ai 5,9 km pe electric. Acum ai baterie la jumate. Hai, măcar până în parcare, măcar până în parcare. Trebuie să mergi. 3%? 3.0. Mai rar așa ceva. Bă, ce experiment. Dacă 2.9. Deci dacă ajungem la parcare cu consum care începe cu 2. Vezi, popa, n-am mers eu prea mult cu mașini de ăștia, dar ușor cu accelerația. Uite piciorul meu drept. E în aer, fii atent. Pac. Hai. Putem să dăm jos și împingem. Da. Tot. Cred că am consumat mai mult dacă am împinge-o. Băi, nu cred. Hai cu tata. Fă-i poză. Poți să-i fac captură. Da, chiar, la Samsung poți să faci poză în timp ce... Bineînțeles că la Samsung poți să faci poză în timp ce filmezi. De vreo 10 Samsung-uri în urmă. Și la iPhone, de vreo 4, 7, 8. Nu cred. Ba da. Ia uite, popa. Tot pe curent. Și mai avem EV modul. Uite, a revenit EV modul. Mod vitezei adaptat. Probabil că... Nu știu, nu te lasă pe EV mod dacă depășești viteza legală în funcție de... Cine știe? În funcție de alea, cum le zice... Cum zice, mă? Pe cititorul de viteze. Pe... Uite, ce lapsus am. Am înnebunit. Vreau să avem consum mic și am uitat toate cuvintele. Da. Bă, că pornește motorul. Aia e la claxon? Nu cred, uite. Am claxonat. Ia uite, încă Toyota. Bă, s-au umplut pe aici de ele. Ia uite, papa. 2.8. Ce vrei mai bine de așa? Și bateria încă e la jumate. Interesant. 319,5, deci... 8 km. Nu, vine 7. 6,8 km. Impresionant, oricum. Trece pe parc. Da, să se vadă. Deci 2,8. Și acum oprește motorul ca să nu... Verificați scaunul din spate. 2,8. Impresionant. Dar, vezi, medie călătorie, 4,6. Da, pentru că tu ai resetat consumul la mijlocul călătoriei. E greu să obții chestiile astea în viața de zi cu zi. Este foarte greu. Eu cred că cu ea, în lumea reală, într-un consum plin pe plin, într-un oraș mare, te învârți între 7 și 9. Păi dacă eu am mers 60 de kilometri în București și am scos 5-2. Domnul Popa, în lumea reală, cu probă plin pe plin, nu am mers odată. De la un plin la plin, adică consumul tău într-o săptămână sau în cât timp faci. Ia pune contactul.
știi? Apăsați pedala de frână pentru pornire. Păi nu vreau pornire, vreau doar contactul. Oricum tot pe curent pornește, da? Uite-te la câtă benzină mai avem, peste jumate, da? Peste jumate, da. Peste jumate. Păi nu, pornește-o ca să vedem și tripul. Avem 292 de kilometri așa și apasă pe Odo. E butonul Odo ăla de acolo. Asta de aici. Da, 319. Da, deci eu am făcut 319 cu mai puțin de jumătate de rezervor și mai am 292 cu mai mult de jumătate de rezervor, dar mereu va crește chestia aia. Deci dacă eu am făcut, eu pot să fac 700 de kilometri cu un plin cu asta. Da, asta nu sunt. Da, 7x7, 49, 50 de litri. O să fac mai mult. Da, rezervorul e 42 de litri, e mic. Da. Deci, poți să scoți consumul. Nu pot să spun că nu-mi place. Îmi place. Îmi place cum merge ca mașină. Nu-mi plac toate lucrurile din jurul omului. Însă nu mi-aș cumpăra. Nu mi-aș cumpăra. Mi se pare prea complicat o mașină hibridă. Este utilă în anumite situații de trafic, mai ales în orașele urbane, cu trafic intens la orele de vârf. Dar eu nu merg atunci. Craiova noastră nu este atât de aglomerată și nu avem atât de multe rute din astea mega aglomerate unde să beneficiesc. Probabil că ea în mare, în elementul ei se simte în zonele de bară la bară. Acolo este wow, da. Marele avantaj. Și în zonele de bară la bară, și o să vă arăt eu mai târziu, da, merg pilotul automat și merge singur. Exact, pleacă, și merge singur, pleacă singur. Bagă poezia de final. Gata. Mulțumesc, Mihai, pentru că și-a spus părerea a lui, sinceră, despre mașină. Mulțumesc vouă că v-ați uitat, abonați-vă la ambele canale, dați like la ambele canale, noi facem chestia asta pentru voi, vă iubim, vă pupăm, ne vedem la următorul clip și eu, în luna ianuarie, în hanorac, mor de cald, mă, pe mine de cald. Da, trebuie să spunem că ieri a fost cea mai călduroasă zi de ianuarie. Cât a fost ieri în Craiova? 28 de grade. Mamă, și astăzi 19. E incredibil. Da. Fabulos. Ne revedem. Ne vedem cu bine. Bye, bye. Pa.